δεξιά. Scheiße.
viață, pot să spun. Și momente deosebite, timpul făcute, cursuri în cantonamente și așa mai departe. Mai are Reșița în os de aceeași performanță cum avea pe vremea în care dumneavoastră ați performat pentru municipiu? În momentul de față, cu părere de rău. Dar eu sper, un asemenea bazin frumos pe care l-avem acum, eu sper că vom avea în viitorul cât mai apropiat. Mă bucur că suntem cu toți împreună la acest eveniment important. Mă bucur totodată că este al treilea cetățean de onoare al secției de natație, alături de domnul Șuster, care precis ne privește de sus. Carla și Luminița Dobrescu au fost niște sportive de marcă care au dus și au ridicat steagul României pe treptele înalte ale podiumului. Totodată au fost și niște colegi deosebite care și-au dat interesul să găsească copiii de valoare pentru performanță. Din păcate le-am pierdut pe amândouă, acum își fac datoria și treaba foarte bine în alte țări, sunt apreciate și acolo și ne bucurăm foarte mult că ne întâlnim cu ele la competițiile internaționale, pentru Carla cât și cu Luminița. Care este viitorul? Viitorul motului reșițean este ca și viitorul României, este cam incert, pentru că nu mai există organizarea care a făcut-o domnul Șuster și din păcate copiii nu mai acceptă să facă performanță ca înainte. Dar ne bucurăm în urma campionatului care l-am avut acum la București de Junior 2. În afară de unul singur nu s-au calificat în finala de primii 8 pe țară. Deci din 350 de copii, eu zic că este bine. Am luat și două medalii de bronz, o medalie de argint cu ștafeta. Deci bucuria noastră este că acești copii nu sunt încă munciți prea tare, sunt abia la junior 2. Sperăm ca din ce în ce mai mult rezultatele noastre să fie mai bune și să se reînființeze odată centrele olimpice care au adus medaliile la Olimpiadă. Înțelegerea tinerilor următători? Sperăm să putem continua și activitatea de inițiere cu care începem în fiecare an cu toate clasele întâia din oraș. Din păcate suntem cam puține antrenori, am rămas doar 6, dar sperăm să acoperim ca toți copiii din Reșița să parcurgă măcar un curs de învățare a notului, datorită și împrejurimilor specifice pe care le are